Un bărbat din comuna Bâcleș a fost găsit după 16 ani de căutări. Acesta a dispărut de acasă în anul 2005, iar rudele au anunțat poliția după luni de căutări. Bărbatul suferă de sindromul Down și avea obiceiul să plece de acasă zile întregi. Se întorcea întotdeauna, așa că rudele au sperat că va face la fel. Pentru că bărbatul nu a revenit acasă, rudele l-au dat dispărut. În tot acest timp, nimeni nu a mai știut nimic de el și chiar l-au crezut mort. Abia acum a fost găsit întâmplător de o rudă în fața unui magazin din Brașov, unde se afla la cerșit. Polițiștii au intrat pe fir și au aflat că bărbatul căzuse pe mâna unor indivizi care au profitat de starea lui de sănătate și îl obligau să meargă la cerșit. În anul 2006, după luni de căutări, fratele bărbatului l-a dat dispărut. Acesta avea obiceiul să plece de acasă, dar revenea de fiecare dată. Acum totul s-a petrecut diferit. Rudele erau îngrijorate, întrucât bărbatul suferea de sindromul Down. Își făcuse un obicei să plece singur de acasă, să se urce în autobuz sau în tren și să se întoarcă după zile bune. La început au sperat că va reveni, dar pentru că timpul trecea, iar vești despre el nu aveau, rudele au anunțat poliția. Abia după 16 ani, bărbatul a fost găsit în comuna Târlungeni din județul Brașov. Arăta rău și se afla la cerșit. Se pare că ar fi picat pe mâna unor indivizi care l-au obligat să cerșească. L-au chinuit mult de tot. Neamul nostru l-a găsit la un magazin pe scări, la doi pași cerșea. Și de acolo l-a cunoscut. El l-a cunoscut prima dată, frate meu, pe el, că suntem neamuri. Și a sărit în brață. Și atunci m-a sunat. Și în ziua elantă am și luat drumul la... Dar cum v-am simțit dumneavoastră când ați aflat că propriul dumneavoastră frate era adus, exploatat la cerșit? Foarte emoționat, dar n-am avut ce să fac. Am avut și eu cunoștință și cu ajutorul lui Dumnezeu. Că pe mine mă ajută Dumnezeu foarte mult. Eu am credință în Dumnezeu. Acum că s-a întors acasă? Acum voi fi alături de el în fiecare zi și nu l-aș lăsa să plece deloc de lângă mine. Familia își pierduse orice urmă de speranță, chiar se gândea că bărbatul ar fi decedat. Era în mașină la polițai și când m-am dat jos dintr-a noastră, că a venit cu el la noi acolo, când m-am dat să... și eu curioasă de atâția ani să nu-l văd, când m-a văzut odată cu ochii mari, papi și agachi, bucuros, s-a bucurat foc când ne-a văzut. Urmă l-am pus în mașină și i-am dat drumul și a plecat. Dumneavoastră, cum v-ați simțit când l-ați revăzut? Foarte bine. M-a îmbrățișat și el, vorbeam cu el în mașină, bucuros. Foc și eu și el. Bărbatul a fost găsit întâmplător de o rudă în 25 februarie. L-a recunoscut imediat. Se cunoaște faptul că persoanele cu sindrom Down sunt foarte afectuoase, așa că nu a fost de mirare că atunci când și-a recunoscut ruda, practic i-a sărit în brațe. Pentru a fi sigur că este cel căutat, polițiștii au cerut prelevarea probelor ADN de la ceilalți frați. Cu multă muncă, pasiune pentru serviciul la care lucrăm, am intrat în poziția unor noi date, cursul anului trecut, mai precis în la septembrie, cum că cineva l-ar fi văzut după niște semnalmente, niște particulare ce le avea el, niște operații, niște ticuri nervoase din copilărie, cicatrici. Clar fi recunoscut, am legătura cu colegii de la Buzău și Brașov și țin să le mulțumesc din tot sufletul pentru tot sprijinul acordat. Am reușit să ridicăm niște probe biologice, mai precis ADN, și la familie au fost trimise toate la Institutul Național, unde au fost comparate și așa am reușit să-l identificăm pe Marinca Viorel, dispărut din 2006. Bărbatul avea 33 de ani atunci când a dispărut. Acum se află în grija familiei și încearcă să se recupereze medical. Rudele spun că a trecut prin momente grele care și-au pus amprenta asupra sănătății acestuia.